Nu mi-am văzut mama de 3 săptămâni. Mama mea este medic. Nu pot să-l evit pe tatăl meu în perioada asta, îmi tot spune că mi-o caut cu lumânarea și că merit să fiu lovită. Sunt doar câteva dintre mărturile copiilor care sună în această perioadă la telefonul copilului. Consilierii spun că, în primele 2 săptămâni ale stării de urgență, au stat de vorbă cu 117 minori. Cel mai des, ei semnalează neînțelegeri în familie, abuzuri, dar și lipsa mâncării și a banilor. Acolo unde a fost nevoie, consilierii au anunțat autoritățile. Copiii care întâmpină greutăți sau au nevoie de sfaturi pot suna gratuit la 116 111.